Primăvara nu vine cu vești tocmai bune pentru conducătorii auto care vor tranzita defileul Jiului. Potrivit reprezentanților de la drumurile naționale Gorj, începând cu data de 15 martie, se vor relua restricțiile pe DN66A. Oficialii drumurilor naționale nu știu încă după ce program se va circula pe această arteră care face legătura dintre Ardeal și Oltenia. Cert este că programul restricțiilor de anul trecut a creat nemulțumiri în rândul conducătorilor auto, care au fost nevoiți să aștepte ore întregi redeschiderea traficului. Teoretic, lucrările pe acest tronson de drum ar trebui să fie gata în data de 31 octombrie 2015. Proiectul lucrărilor de pe defileu are o valoare de aproximativ 185 de milioane de lei, acesta fiind câștigat de un consorțiu condus de societatea spaniolă Copisa Constructora.